Bine ai venit alături de noi pe Via Profi, într-un traseu de explorare culinară românească. Prima oprire, comuna Slătioara, județul Olt. Aflăm cum pasiunea și meșteșugul se împletesc pentru a crea fiecare borcan de miere Apimândi. O poveste despre apicultură, alături de Cosmin Mândic. Teoretic, eu am început uh, apicultura sau să mă dedic apiculturii undeva târziu, în 2009 dar înainte de mine, tatăl meu a avut stupi și a avut pasiunea asta alături de nașul meu. Și eu eram copil, când ei mergeau cu albinele în pastoră undeva la, în comuna Slătioarea, dar din județul Vâlcea. Astăzi suntem în comuna Slătioarea din județul Olt. Ei mergeau la Salcâm acolo. Și îmi povesteau. Au avut și, era cel chin cu Dacia, cu stupii masivi de 20 de rame, pe care îi transportau pe portbagajul mașinii. Ei, hey, poveștile lor, apoi dulceața mierii colectate, au rămas. Au rămas undeva uh, remanente în memoria, în mintea, în gândirea mea. Ulterior, în 2001 am schimbat locul de muncă și am avut șansa de a întâlni doi apicultori, Dar cum să vă spun, de clasă veche, oameni vechi, cu 15-20 de ani experiență în spate. Din discuțiile cu ei s-a reaprins foc. Dar s-a reaprins la modul că a, au ieșit flăcări. Pentru că de atunci a început o întreagă, o întreagă aventură, o întreagă nemunie. Și apoi de ce mierea? plecând de la faptul că este cel mai curat, uh, alimentul fără termen de garanție, alimentul cel mai natural posibil mai bun decât mine nu există. Nu, 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 există un alt aliment. Până la a ajunge să fac miere, au fost experiențele începutului. În primul rând, discutam tot timpul cu acești colegi de care vă povesteam. Și ei îmi transmiteau informații. Dar ei vorbeau deja la un nivel de 15, 20, 20 de ani experiență în spate. Eu citeam. Aveam un manual rămas de la tata, manual din prin 74, manual al apicultorului. Extrem de multă teorie, manual foarte consistent în informație. Cam de atunci, perioadele de timp nu se mai potriveau cu ceea ce, ce se întâmplă în ziua de astăzi, cu anotimpurile. Ei, la început a fost foarte multă teorie. N-am început să înțeleg cursul, mersul familiei de albine decât undeva mult mai târziu. După multe experiențe eșuate, după încercări de adaptare a unor noi tipuri de măci pe care le pierdeam pentru că nu știam, nu aveam experiența necesară, dar foarte, foarte multe învățăminte sau foarte multe lecții învățate le-am învățat din propriile greșeli. Chiar dacă aveam informația de la colegii mei, chiar dacă citeam foarte mult, până nu le-am văzut și până nu le-am palpat și până nu le-am simțit lucrurile, nu, nu am înțeles nimic, sau nu mi-a rămas nimic. Ei, acum lucrurile decurg altfel, decurg pe cale logică. Le vezi și le înțelegi cu totul și cu totul altfel. Atunci, la început, era o mare căutare, o nevoie enormă de informație și de experiență. Experiența care la început s-a văzut că lipsea cu desăvârșire. Nu era zi în care să vin de la serviciu, să nu mă duc să văd ce fac stupișorii mei, primii mei 11 stupișori. Deci zi de zi, zi de zi. Mă zic, de zi, n-aș mai face așa ceva. Deranjează familia de albine. Unei familie de albine ea până la 24 de ore să se reorganizeze după ce ai umblat în ea. Intrase în microbul. Intrase microbul. Deja îmi intrase în sânge. Nu mai puteam. În fiecare zi eu trebuia să le văd. În fiecare zi trebuia să văd. Uite, am mai luat un petec. Uite, am mai căpăcit nu știu ce. Uite, am aici tot generație de poet. Primul orcan de miere, cum să vă zic, că am și acum centrifuga lui tata, aia manuală, ca pe timpuri. Da, a fost o experiență, dar era ciudat, era ciudat. Într-adevăr, m-a ajutat tatăl o, o lungă perioadă și după ce am intrat mai mult în, în problematică, da, a fost o satisfacție. Este mier, din stupii tăi. Este, sunt, E familia ta, familia care tu ai crescut-o, care tu ai îngrijit-o, care tu ai condus. -o. De la acel ou uh, care îl depune matca, uh, până la stadiul de nimfă, uh, apoi larvă, apoi căpăcit, apoi uh, uh, iese albina tânără care își primește sarcina ei. Odată ce a eclozat, albina își primește sarcina ei. Și uh, într-o familie, uh, familie de albine, fac o paranteză, sunt extrem de bine organizate la capitolul ăsta. Fiecare albință are o sarcită bine determinată în cadrul familiei de albine. La fel, mergând de aici încolo, coleg polen, coleg nectar, îl prelucrează, îl depun ca miere. Apoi urmează uh, etapa de căpăcire a mierii. Uh, maturare și căpăcire. Aerisire, maturare, adică să scoată conținutul de apă și căpăcire pentru rezerva de mai târziu. Dar e, pentru fiecare etapă de aici este foarte, foarte mult de povestit. E un proces lung, cu toate că viața unei albinuțe în plin sezon de cules, durează 30 până la 45 de zile. În această perioadă scurtă este, e fantastic ce se întâmplă cu Albinus. Ea, în decursul vieții nu colege, abia colege o lingură, o linguriță de miere. Familia de Albine este un exemplu de organizare pentru societate, pentru noi, pentru oameni. Albinuțele, în cadrul familiei lor, au roluri extrem de bine determinate. Unele Albinele tinere care se nasc, în general, sunt doici, îngrijesc puietul, generația următoare. Unele din ele capătă sarcină de străjeri, apără urdinișul, de uh, at atacatori. Uh, altele din ele ventilează, asigură temperaturile acestea, le dă din aer și ventilează, asigură curenții de aer în, uh, în cadrul familiei de albine. Altele aduc apă. Aduc, au sarcini precise de a aduce polen, de a aduce miere, au sarcini de uh, garda reginei, asigură paza reginei. Uh, ele, în, în toată această familie de. într-o familie de albine care poate ajunge până la 80.000 de, de membri, toate, toate, toate au roluri extrem de bine determinate. Uh, ați văzut. Uh, uh, Fagurii. Uhum. E inexplicabil, da? Cum o insectă poate să construiască atât de uh, exact acel fagure, da? Uh, acel hexagon. Sunt arhitectele, sunt uh, albinele cerifere, cele care produc ceara sau cărămizile din care se construiesc uh, uh, fagurii. Deci uh, sunt uh, un exemplu pentru noi, ca oameni, și o inspirație. Sunt roluri foarte bine determinate, niciodată nu se încalecă. În primul și primul rând, aș vorbi despre a fi foarte. Nașterea lui a durat 9 luni. Deci, un produs care s-a născut greu. În ce sens a durat 9 luni? Au fost perioade de experimentare. Experimentarea constă în procentul de produse adăugate. Acum, Insist sau îmi place să fac foarte multe produse care folosesc calitățile mierii, dar folosesc și calitățile terapeutice ale componentei, ale combinației. Am vorbit de apiforte. Apiforte este un produs complex, realizat pe suport de miere, cremă, rapiță, un conținut foarte mare de polen. Această combinație între miere și polen asigură, se constituie ca un hepatoprotector, un protector al ficatului. Mai departe, i-am adăugat propolisul și tinctura de propolis. Propolisul, eu sunt un mare fan declarat al propolisului, cel mai puternic antibiotic natural. Apoi, am considerat necesar să adaug și praful de ghimbir. Ghimbirul este un porodecinoasă cu calități deosebite în ceea ce înseamnă antioxidanții care îi conține eh, prevenirea sau eh, eu știu, soluționarea problemelor eh, de răceală. Eh, I-am adăugat raful de cătin, cu tot mare fan cătin, la fel, este un eh, singur fruct natural care conține de 10 ori, 10 ori mai multă vitamina C decât citricele. Ulterior, am considerat necesar să adaug și lăpișorul de marcă, pentru calitățile deosebite care le are, iar într-un final, ca o nuanță de gust și de, de, eu știu cum să spun, de arome, am folosit un uh, coajă uscată de portocală și lămâie. Ei, de ce a durat atât de mult? Pentru că până în momentul în care a reușit să găsesc procentele necesare din fiecare, de așa natură ca... Clientul, consumatorul, în momentul în care consumă acest produs, să simtă cât mai multe produse. Să simtă aroma de cătină, să simtă ghimbirul, un pic uh, o răceală în gât, să simtă polenul, o bogat de polen, să nu uite că e suportul de miere, dar să simtă și lăptișorul ca, un, o, ca o ceară necăcioasă, dar să simtă la sfârșit simt așa și un, o aromă de portocală și lămâie. Asta, de asta mi-a luat foarte mult timp. La fel, citind, studiind foarte mult, am uh, uh, recurs sau am făcut un uh, produs extrem de simplu, uh, un produs rețeta bunici, ca să-i spunem. Nu e mi E Un produs care este extrem uh, de bun pentru conținutul masiv de Iod care îl are, dar în același timp și un beneficiu enorm asupra sistemului nervos central. Apoi am folosit goji, fructul longevității, extrem de indicat pentru tot ceea ce înseamnă articulații. Apoi m-am oprit asupra merișoarelor În calități deosebite în tot ceea ce înseamnă sistemul renal. Citind despre fiecare în parte, le descoperi. Nu le-am învățat. Eu am folosit cunoștințele altora. La fel, mi-a plăcut întotdeauna să văd sau să caut rețete vechi. Spre exemplu, când eram copil, eu am copilărit la bunicii mei în județul Vâlcea, cum la am să la Mam, unde ziua de azi am zona de, de pastoral și duc stupii la salcăm acolo. Ei, și bunica la o ridiche neagră, mare, o scobea, atunci ea nu avea, nu avea tata stupii acolo punea zahăr. Și mâine de dimineață e două lingurițe. Rețeta de răceală. Produsul ăsta îl fac în ziua de astăzi. Mă rog, într-o formă mult mai elevată, mult mai elegantă, dar îl fac pentru sezonul rece. La fel, am, am avut șansa să întâlnesc călugări și călugărițe pasionate de apicultură, pasionați și pasionate de apicultură. Ei, la fiecare dintre ei găsești o rețetă, un ceva, o idee nouă. Spre exemplu, mierea cu turmeric și ghimbir este din zona mănăstirească. Rețeta. Adoptată. Papicioc, cum mi-a spus eu. Un produs foarte simplu, dar foarte, foarte bun. În ce sens? Utilizează suportul de miere cremă rapiță și pudra de roșcove. Acea pudră de roșcove are calități deosebite comparativ cu cacao. În mod special pentru copii, că lor mai adresez cu acest produs, uh, nu dă stare de irascivitate sau uh, insomnie. E un calmant. Plus că pentru adulți are totuși cu totul alte calități deosebite. În de leu negativ, foarte multe calități. Spicuiesc din fiecare. Uh, apiara, spre exemplu, un produs uh, pe suport de miere, Cremă polifloră cu unt de arahide, mierea uh, a pimentu, mierea cu mentă, mierea cu scorțișoare. Sunt lucruri care caut, le descoper, mă inspir și de la alții, dar de fiecare dată caut să ajung la rețeta proprie, în urma uh, percepției uh, olfactive al mele și a și a celor de cunoscuți, pentru că apoi să te poți adresa clientului, iar Spre exemplu, am avut apimentul. A fost o perioadă de testare de vreo șase săptămâni. De la o concentrație foarte mare am coborât-o, pentru că era extrem de intens. Tocmai în, mie caut tot timpul să am un feedback de la clienți, de la prieteni, de la toți cei ce consumă produsele mele. Caut permanent să am un feedback, pentru că cu feedback-ul de la ei eu îmi pot îmbunătăți calitatea produselor. În ziua de astăzi, nu știu dacă un necunoscător poate, poate realiza atât de ușor diferența dintre o miere naturală și o miere contrafăcută. Acum, eu aș spune câteva uh, elemente. Eu, foarte mult se uită după acea bulă. Ei, acea uh, bulă, uh, ce reflectea? Densitate? Uh, uh, nivelul de umiditate al mierii pentru că dacă mierea este mai umedă mai adică are un conținut de apă peste 17 18 până la maxim 22 acceptatul la 100 conținut de uh, da. umiditate ea este mai fluidă asta înseamnă că nu e miere de calitate. Este o, o, o chestie înșelătoare densitatea mierii este între 1,35 și 1,45 gram pe centimetru cub. Deci, mierea este foarte grea. Densitatea generală acceptată sau uh, cifra utilizată frecvent e 1,4225 gram pe centimetru cub. Uh, un aspect care ar putea să ne dea un indiciu privind calitatea mierii uh, este. Eu știu că o să vă zic un calcul elementar așa. Un borcan de 720 de mililitri are un kilogram de miere dacă e un flut sus de tot. Până în vârf. în Sus de tot. Dar și aici intervin alte aspecte. Densitatea mierei de mană. Mierea de mană este mai grea. Mierea de salcă, mierea de uh, polifloră au uh, densități relativ, relativ apropiate. Este vorba, la 720 de mililitri, variația iese de... Undeva la 20 de grame. Sunt și aspecte care trebuie urmărite primind claritatea mierii. Trebuie să se simtă, spre exemplu, salcăm, trebuie să se simtă acel gust și uh, miros specific de salcăm. La fel cum și mierea floră, simte simte dulcele intens. La fel cum și mierea de rapiță, se simt uleiurile de de volatile și este ușor înțepătoare la limbă. Uh, dar mierea de mană, și personal sunt un mare fan al mierii de mană românești, mana de pădure, de pădure de stejar, este deosebit. Ei, foarte mult se păcăresc pentru că uh, mierea de mană de pădure de stejar are, uh, ea se deosebește de restul celorlalte mieri prin uh, un gust ușor de caramel. Mulți se păcăresc, a, e zahăr ars. Nu, nu. Mierea de mană de pădure uh, este un produs cu totul și cu totul special, special. Este singura miere în înflorată din România. Mi-este foarte drag să vorbesc de acest produs. Uh, este, ea se produce rar. Eu, spre exemplu, a făcut în 2013 și în 2023. Anul acesta, din cauza temperaturilor extrem de ridicate, a fost un an bun pentru miere de mare. Uh, dar este foarte greu să scoți uh, ne. Alterate, ca să zic așa. Adică ne amestecat cu miere polifloră. pentru albina. Să duce și ția numai de punerea la fidelor pe frunza de stejar. Albina să duce unde găsește floare, unde găsește nectar. Ori tu ești lângă un câmp de floarea soarelui. Albina se va împărți. Se duce și acolo, dar se duce și acolo. Ești lângă o pădure de salcâm și ai pădure de lemne de esență tare, stejar, țară, fac. Albina se va duce. Și acolo, și acolo. Este foarte... Sunt rare situațiile în care uh, mierea de mană este efectiv calitativă. Adică, uh, mierea de mană de genul acesta uh, o fac numai apicultorii care au uh, stupinele amplasate în păduri. Păduri de lemne de esențătoare. Mult mai ușor la șes decât la munte. Pentru la munte este altceva. Se spune mierea de mană și la cea de brad și la cea de conifer au și ele calitățile lor. Mierea, în general, este deosebită. Dar fiecare miere are specificul și calitățile ei. Însă, din punct de vedere al conținutului de uh, minerale, de uh, nivel scăzut de zaharuri, mierea de mană românească este deosebită. Ea nu beneficiază de marketingul mierei de manucă. Cu miere de scoțișoară nu eram chiar așa de uh, hotărât să fac acest produs. Chiar dacă citisem despre el, chiar dacă o să mai dar totuși, cu și eu o văd la vin acolo. Văd... nu, no. tradițional. Ei nu, o doamne așa, nu, 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 face și mi-a repus cu și șoară. Bun, am făcut. Primul cu a stat, am fost eu și soția. Am primit teste, întotdeauna nu este primit teste. Și ne-a plăcut. Întrebarea cu care te lăsăm, de ce să nu descoperi și tu minunata lumea albinelor? Hai să vezi cum tradițiile sunt duse mai departe și lasă-te purtat prin România gustului autentic. Bucură-te și de un porcan sau mai multe cu cea mai bună miere!